se aleg băieții chipeși. Aici nu se aleg fetele cinașe. Aici nu o să-l vezi pe băiatul lui mama sau pe fata lui tata. Aici vezi doar artiști valoroși. Aici asculți doar voci care merită ascultate. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Continuă elaborarea strategiei de dezvoltare locală a municipiului Reghin. Unul dintre principiile esențiale ale procesului este managementul participativ, rolul cetățeanului fiind definitoriu pentru realizarea unui document strategic ancorat în realitățile comunității. În acest scop vor avea loc consultări cu reghinenii în perioada 11-15 iulie, între orele 9-19, în punctele stabilite. Fiecare cetățean al municipiului Reghin își poate spune părerea despre cum vede Reghinul peste câțiva ani. În cadrul elaborării strategiei de dezvoltare locale a municipiului, vor avea loc consultări cu cetățenii în cartiere și anumite zone din oraș. Primăria municipiului Reghin, împreună cu Asociația Centrul pentru Studiul Democrației, elaborează strategia de dezvoltare locală a municipiului Reghin. Unul dintre principiile esențiale ale procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locală este managementul participativ, rolul cetățeanului fiind definitoriu pentru realizarea unui document strategic ancorat în realitățile comunității. În acest sens, în perioada 11-15 iunie, vor avea loc consultări cu cetățenii, fiind stabilite puncte în zone ale municipiului, în intervalul orar 9-19. Punctele de consultări aflate la dispoziția cetățenilor sunt joi, 11 iunie, în cartierul Iernuțeni, în zona cofetăriei Fresh, în cartierul Libertății, Făgărașului, în Piațetă, iar în zona centrală, Parcul Central. Vineri, 12 iunie, consultările au loc în cartierul Unirii, în zona Fântânii Arteziene, pentru cartierele Rodnei și Mihai Viteazu, în Parcul Central, iar cartierele Făgărașului și Libertății, în Piațetă. Luni, 15 iunie, strada Gării, Accente Sever, punct de consultări în zona magazinului La Doi Pași. Strada Ierbuș, punct de consultări în parcarea din fața magazinului de prezentare al SECE Alpina S.A. pentru zona centrală în Parcul Central, iar pentru cartierul Făgărașului și Libertății în Piațetă. Reghinenii sunt așteptați în aceste puncte, în intervalul 9-19, pentru a-și spune opinia. Menționăm faptul că aceste puncte de consultări au fost stabilite strategic, în dorința de a fi consultați cât mai mulți cetățeni, însă orice reghinean se poate opri în zilele mai sus menționate la oricare dintre aceste puncte. Detalii despre acest proiect al administrației locale reghinene și ceea ce urmărește el se pot obține la sediul primăriei sau pe pagina de internet a instituției. Numărul candidaților la examenul de bacalaureat scade de la an la an, sunt de părere oficialii de la Inspectoratul Școlar Județean Mureș. Motivele diferă fie din cauza corigențelor, fie pentru că nu se simt suficient de pregătiți. Cât despre elevii din seriile anterioare, aceștia se simt descurajați și nu mai vor să riște un eșec. În această prima sesiune, iunie-iulie, a examenului de bacalaureat 2015, s-au înscris 4300 din cei 4800 de absolvenți mureșeni promoția 2015. Puțin peste 11% din numărul total al elevilor mureșeni, absolvenți ai claselor a 12-a, nu s-au înscris la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2015. 500 de elevi din seria curentă au renunțat să susțină examenul național. O parte dintre aceștia își vor continua studiile la învățământul post-liceal, care nu este condiționat de deținerea unei diplome de bacalaureat, iar alții își vor căuta un loc de muncă și se vor prezenta la examen anul viitor. Există mai multe explicații. A mai scăzut și numărul de elevi în ultimii 2 ani. Elevii care nu au promovat nu pot să se înscrie în bacalaureat, deci avem și asemenea categorii, mai ales la învățământul seral, la ruta progresivă.
și sunt și elevi care nu se simt suficient de bine pregătiți. Printre motivele neînscrierilor se mai regăsesc corigențele sau faptul că elevii nu se simt suficient de bine pregătiți. Și mai avem încă o altă categorie de absolvenți care au dat în anii precedenți și s-au descurajat văzând rezultatele obținute în anii precedenți, nu mai vor să încerce din nou pentru a avea eventual un nou eșec. 4.300 din cei 4.800 de absolvenți ai claselor a 12-a de pe raza întregului județ s-au înscris la examenele de bacalaureat care au început luni 8 iunie. Potrivit statisticilor, în județul Mureș, în anul 2013, un număr de 5.125 de elevi au susținut examenul de bacalaureat, pentru ca în anul 2014 numărul lor să scadă simțitor la 4.040 de candidați. O altă etapă în cadrul elaborării strategiei de dezvoltare a Reghinului este consultarea copiilor. În acest sens, Primăria și Asociația Centrul pentru Studiul Democrației au lansat un concurs de desene pentru copii. L-au intitulat Desenează-ți Reghinul și speră să afle astfel care sunt viziunile celor mici pentru viitorul orașului nostru. Termenul limită de predare a lucrărilor este 21 iunie 2015. Și părerea copiilor contează atunci când vine vorba de cum va arăta Reghinul în următorii ani. Prin intermediul proiectului de elaborare a strategiei de dezvoltare a municipiului, elevii sunt chemați să-și prezinte viziunile. Primăria Municipiului Reghin, împreună cu Asociația Centrul pentru Studiul Democrației, elaborează strategia de dezvoltare locală a Municipiului Reghin. În acest sens, a fost lansat concursul de desen, Desenează-ți Reghinul, concurs care se adresează copiilor din clasele a 1-a până la clasa a 12-a. Termenul limită de depunere este 21 iunie 2015. Tot ce au de făcut copiii este să deseneze cum își imaginează Reghinul în viitor. Să trimită desenul pe e-mail la adresa dezvoltamreghinul@primariareghin.ro. Pentru fiecare ciclu de învățământ vor fi oferite câte 3 premii. Desenul care adună cele mai multe like-uri în mediul virtual va câștiga premiul de popularitate. Dacă e vară, circulăm parcă mai mult, iar tentația de a călca accelerația peste măsură este mai mare. De multe ori nu ne gândim la riscurile pe care ni le asumăm sau la cei care ne așteaptă acasă. Pericolul se dovedește crescut în rândul tinerilor fără experiență la volan. Se pare că nici anul acesta nu am scăpat de tragedii. Un tânăr de 18 ani din Sighișoara, pasionat de mașini de viteză, a decedat luni seara într-un accident mortal produs într-o curbă periculoasă pe DN13 E60. Între Nadej și Hetiur. Nu este an în județul Mureș fără tragedii pe șosele și vieți pierdute din rândul tinerilor. Un asemenea eveniment rutier s-a produs luni seara în jurul orei 21:30 pe DN13 E60 între Nadej și Hetiur. Potrivit reprezentanților ISU Mureș, victima este un tânăr de 18 ani, iar mașina era una decapotabilă. Accidentul mortal s-a produs pe fondul vitezei excesive, într-o curbă deosebit de periculoasă. Conducătorul auto era posesor al permisului de conducere de o lună, respectiv din 7 mai, și conducea un autovehicul BMW decapotabil. Victima nu purta centura de siguranță, a fost proiectată din autoturism și apoi prinsă sub mașină, a precizat Andreea Pop, purtător de cuvânt al IPJ Mureș. Potrivit unor informații neoficiale, tânărul sighișorean, care și-a pierdut viața în accidentul de luni seara, era pasionat de mașini, în special de BMW-uri, fapt ușor de sesizat din profilul său de Facebook. A servi mai presus de sine. Acesta este sloganul sub care își desfășoară activitatea caritabilă și Clubul Rotary Maris din Târgu Mureș. În actualul mandat, care se va încheia la începutul lunii iulie, organizația este condusă de femeia de afaceri din Reghin, Violeta Oltean. Chiar dacă are sediul în municipiul Reședința de Județ, clubul derulează acțiuni umanitare pentru toată țara și chiar pentru comunități din străinătate. Un proiect început acum în Reghin este sponsorizarea hipoterapiei pentru copiii cu nevoi speciale. Abordăm acest subiect după ce vorbim cu Mihaela Munteanu despre știrile din sport ale zilei de astăzi. Bun găsit! Vin fotbaliști cu renume la ASEA, care sunt aceștia aflați la Jurnalul de Sport, și tot atunci continuă campania Da pentru Sport, demarată de Reghin TV, în care sunt promovați fotbaliștii clubului Best Kids Reghin. La
la Clubul Rotary Maris Târgu Mureș se apropie de final mandatul de președinte al femeii de afaceri Violeta Oltean din Reghin. Aceasta spune că este membra organizației din 2009 și că nutrește o puternică convingere față de principiile rotariene, alături de 10 alți oameni care vor să servească mai presus de sine. Ca orice club Rotary, motoul nostru este a servi mai presus de sine. Sunt un grup de oameni care sunt dispuși să sacrifice din timpul lor liber și să dăruiască din ceea ce au și prin munca lor, prin voluntariat, să ajute pe cei din jur. Oameni din toate domeniile, medici, profesori universitari, indiferent din orice, șofer poate să fie oricine, oameni de bine care vor să împartă din puținul pe care l-au cu ceilalți sau multul pe care l-au. După câțiva ani petrecuți la Rotary Maris, Violeta Oltean l-a încurajat și pe soțul său, Mircea Oltean, să pună bazele clubului Rotary Reghin. Între timp a fost trup și suflet la proiectele caritabile derulate de organizația Târgu Mureșeană în toată țara sau pentru comunității din străinătate. Noi am mai avut un proiect foarte mare. În acest an am reușit să facem un spectacol de teatru în scop caritabil, unde noi am închiriat Teatru Național, am vândut biletele și din banii adunați, plus ce am mai potolit noi membrii și de unde am putut, am cumpărat un incubator pentru secția de neonatologie de la Spitalul Județean Mureș, pentru că aveau mare nevoie de ei. Un alt proiect mare a fost renovarea secției de oncologie pediatrică din Târgu Mureș. Asta a fost în urmă cu vreo 3 ani. Încercăm să ne implicăm acolo unde într-adevăr este nevoie de sprijinul, ajutorul nostru, cum putem și noi, prin acțiuni de voluntariat. Un proiect început acum în Reghin este sponsorizarea cursurilor de hipoterapie pentru copiii cu nevoi speciale. Acțiunea este în parteneriat cu Rotary Reghin. Putem fi de folos acest proiect cu hipoterapia, care deja este la a patra ediție, am constatat că a avut un real efect asupra copiilor care au probleme și chiar este nevoie de această acțiune. Și atunci am hotărât să ne asociem cu Clubul Rotary Reghin, Clubul Rotary Maris Târgu Mureș și să susținem împreună acest proiect, frumos proiect, care într-adevăr are rezultate extraordinare. Clubul Rotary Maris Târgu Mureș a luat ființă în 2008 la inițiativa unui grup de prieteni inimoși ce au reușit să strângă în jurul lor persoane dornice a se dedica activității specifice cluburilor Rotary. Maris a devenit membru Rotary Internațional District 2241 România și Republica Moldova, odată cu înregistrarea la Rotary Internațional în data de 29 ianuarie 2008. Notarea la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română se face prin calificativele experimentat, avansat, mediu sau începător. Pentru majoritatea profesorilor și elevilor reghineni, varianta cu notele este mai bună decât cea de acum, pentru că îi poate ajuta pe copii la media generală, dar și pentru că sistemul de notare este mai exact și mai ușor de cuantificat. Rezultatele de la probele orale nu influențează nota finală a examenului de bacalaureat. Experimentat, avansat, mediu sau începător. Acestea sunt notările pe care examinatorii le dau candidaților la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Răspunsurile elevilor nu se exprimă prin note sau prin calificativul admis-respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național. Pentru majoritatea profesorilor, varianta cu notele este mai bună decât cea de acum, pentru că îi ajută pe copii la media generală, spun aceștia. Ridică de pe umerii elevilor un anumit stres, pentru că dacă înainte notele de la examenul oral conta ca și medie la final pentru media de la examen de bacalaureat, de data aceasta nu mai există stresul acestor note, deși poate că, dintr-un anumit punct de vedere, pentru unii existența notelor la oral era un avantaj. Să-și scoată media 6 necesară promovarea examenului de bacalaureat, deși la examenul scris, examenele scrise primeau note mai mici. Pro și contra calificativelor. Poate că era mai bine să fi fost note, pentru că ar fi contat la media respectivă finală și mulți, sau parte cel puțin dintre elevii, ar fi beneficiat de pe urma acestor note de la probele orale, care în general sunt mai bune decât notele la probele scrise și i-ar fi putut ajuta să aibă media aceea de trecere, media 6. Pe de altă parte,
nu avem ce face. Dacă acesta este cadrul legal în care ne desfășurăm, este un cadru european. Unii au o părere bună, alții nu prea au o părere bună. Părerea mea este că trebuia lăsat cu note, pentru că foarte mult se exprimă oral mult mai bine decât în scris. Și din cauza aceasta, mediile de la bacalaureat sunt mai mici decât cum au fost în seriile vechi. Și procentajul de promovați din cauza, deci una din motive este și acest lucru, că a scăzut procentajul de promovabilitate la bacalaureat. Nu doar cadrele didactice se arată mai mult împotriva calificativelor, în rândul elevilor părerea este aceeași și balanța se înclină contra acestor calificative considerate inutile. Cum vezi tu calificativele? La fel de inutil ca și competența. Pentru că oricine poate să citească un text și să spună ceva despre el și să fie declarat excelent la o competență lingvistică. Nu știu exact. E într-un fel inutilă, că nu poți să pici sau nu poți să iei conot anume. În funcție de punctajul obținut, se va stabili nivelul de competență digitală a candidatului după cum urmează. Între 0 și 10 puncte nu se acordă atestat, între 11 și 30 de puncte utilizator începător, între 31 și 55 de puncte elevul este considerat utilizator de nivel mediu, între 56 și 74 de puncte utilizator avansat, iar elevii care obțin între 75 și 100 de puncte sunt considerați utilizatori experimentați. Fiecare candidat este evaluat de către doi profesori examinatori de specialitate. Acest calificativ se stabilește de comun acord de către cei doi profesori. Elevii nu pot să conteste rezultatele pe care le obțin la examenul oral de limba română. Calificativele nu sunt luate în calcul la media examenului, însă dacă un candidat nu se prezintă la o probă de evaluare a competențelor orale, el pică automat examenul. Emoții pentru absolvenții claselor a 8-a. Aceștia vor spune adio celor 8 ani de gimnaziu în acest sfârșit de săptămână. Copiii se pregătesc pentru festivitate, banchet și examene, dar se bucură din plin și de ultimele zile de școală. Avem detalii despre toate acestea imediat în jurnal. Acum însă aflăm de la Crina Casoni care sunt tendințele previziunilor astrale pentru ziua de miercuri. Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Opoziția Soarelui cu Saturn este momentul în care se iau decizii dificile și se fac eforturi pentru aplanarea conflictelor. Simțiți o nevoie imperioasă de a afla adevărul, inclusiv în chestiuni minore. Încercați să nu faceți din lucrurile mărunte un capăt de lume. Este de preferat să porniți în căutarea unor adevăruri mai înalte. Dar cu mai multe amănunte vă aștept în câteva minute la Jurnal de Astre. Emoții, nerăbdare, necunoscut. Așa putem descrie ultimele zile de clasa a 8-a, momentul festivității, al banchetului, al examenelor, dar și a ceea ce va urma după. Mai sunt doar câteva zile până când elevii își vor lua la revedere de la cei 8 ani de gimnaziu. Cu toții se bucură de timpul rămas pentru a mai sta în bănci alături de colegi, pentru a primi ultimele sfaturi de la diriginte ori profesori, dar și pentru a rememora amintirile făcute de-a lungul acestor ani. Elevii sunt emoționați când se gândesc la festivitatea de absolvire, dar mai ales la examenele ce îi așteaptă. Vine festivitatea, ai emoții? Da, foarte multe. Foarte multe emoții, că după ce avem festivitate, avem și banchetul, apoi examenele și abia aștept să aflu și rezultatele. Aștepți acest moment să termin clasa 8-a? Da, de mult timp. Cum te pregătești pentru festivitate? V-ați făcut fustițe? Da, ne-am luat fiecare și la festivitate o să le purtăm. Cămașa albă și fustă neagră. Vine festivitate după examenele, un pic. Cum te pregătești? Ai panglică? Îți scriu colegii? Da, mi-au scris mulți colegi și aștept cu nerăbdare să terminăm odată cu aceste examene. Cine va veni să te susțină la festivitate? Părinții, ceva prieteni și cine mai vrea. Da, sim. Aștepți momentul? Da. Cum crezi că va fi? Frumos, cred. Cum vă pregătiți? Păi, ne-am luat panglici, papioane, fuste și băieții costume, cămăși. Cum sunt aceste ultime zile de școală? Frumoase. La banchet cum crezi că va fi? C-
cred că va fi bine. Festivitățile de absolvire vor avea loc în acest sfârșit de săptămână la școlile din Reghin. Astfel, gimnaziul Florea Bogdan va marca acest moment joi 11 iunie de la ora 15:30. Vineri 12 iunie de la ora 8:30, gimnaziul Alexandru Ceușanu. Și tot vineri, dar de la ora 9, gimnaziul Augustin Maior și școala generală numărul 3. A obținut locul întâi la faza județeană a concursului Sanitarii Pricepuți, ce a avut loc sâmbătă 6 iunie. Este vorba despre echipajul liceului Petru Maior din Reghin, pregătit de profesoara Alina Dan. Concursul nu este unul deloc ușor și are mai multe probe. A obținut locul întâi la faza județeană a concursului Sanitarii Pricepuți, ce a avut loc sâmbătă 6 iunie. Este vorba despre echipajul liceului Petru Maior din Reghin, pregătit de profesoara Alina Dan. Concursul nu este unul deloc ușor, având mai multe probe. Acest concurs constă în acordarea unor măsuri de prim ajutor. Cea mai grea parte este partea practică, pentru că echipajul compus din 5 elevi plus o rezervă trebuie să acorde prim ajutor unei victime sau mai multor victime aflate în diverse situații, diverse accidente. Acesta a mai avut și o probă teoretică ce a constat în 19 întrebări. Elevii reghineni au obținut punctajul maxim la ambele probe. Munca lor a fost începută încă din gimnaziu, când au participat la concursuri de prim ajutor. Apoi, la liceu, pregătirea a avut loc după orele de clasă sau în timpul unor ferestre. Partea teoretică au învățat-o din manuale de specialitate, iar partea cea mai grea, practica, au deprins-o chiar acordând ajutor în diverse situații. Acum însă aceștia au dovedit faptul că știu tot ceea ce trebuie, dovadă fiind locul întâi obținut la faza județeană. În sprijin le-a venit însă și centrul de prim ajutor al Spitalului Municipal din Reghin, care le-a dat sfaturi, dar și ocazia de a învăța de la cei din domeniu. A fost ok. Mai ușor decât în anii trecuți, cum am avut experiență mai multă. Emoții ai avut? Nu, chiar deloc. Pregătirile au fost grele? A fost destul de intens, am făcut multă pregătire, mai ales practic și teoria am învățat acasă. Ce ți s-a părut cel mai greu la concurs? Stopul cardiorespirator a fost cel mai greu, dar ne-am descurcat și am luat punctaj maxim. Cum e să câștigați locul întâi? A fost o experiență drăguță și chiar suntem mândri de ce am reușit să facem. Pregătirile au fost grele? Au fost, dar ținând cont că participăm de mult timp la acest concurs, ne-am descurcat bine. Probabil vrei să urmezi și o carieră în acest domeniu? Eu sincer nu, dar mi se pare o experiență foarte frumoasă de viață și te ajută și să te mobilizezi și să salvezi vieți. Nu zici niciodată. Vreau să spun că ne-a ajutat mult și centrul de prim ajutor din Reghin. Am cerut sprijinul pe parcursul anilor și asistenților de la Spitalul Municipal Reghin pe medicină de urgență. Aceștia nu vor merge la faza națională din lipsă de fonduri. Astfel s-a ajuns la înțelegerea de a participa alternant cu cei de gimnaziu, anul acesta fiind rândul lor să reprezinte județul Mureș la faza națională. Locul întâi și locul al treilea la două concursuri de educație rutieră. Acestea sunt rezultatele obținute de copiii de la gimnaziul Florea Bogdan din Reghin în urma participării la fazele județene. Pregătirile nu au fost ușoare și au necesitat multă muncă și timp. Acum însă vor reprezenta județul la faza națională a concursului ce va avea loc la Sibiu. Vorbim pe larg despre toate acestea după ce trecem pe la redacția Meteo pentru avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit! Miercuri, cerul va fi parțial noros. Mercurul din termometre urcă în Reghin până la valoarea de 22 de grade Celsius, în timp ce în Târgu Mureș va ajunge la 23. Cu mai multe informații ne revedem la final de jurnal. Județul Mureș va fi reprezentat la faza națională a unui concurs de educație rutieră datorită unor copii de la gimnaziul Florea Bogdan din Reghin, în urma participării la faza județeană la care școala a obținut locul întâi. Pregătirile au necesitat multă muncă atât din partea copiilor cât și a profesorului care le-a fost alături, însă competiția a presupus o activitate plăcută pentru cei mici. Pe biciclete, tot în legătură cu educația rutieră, concurs de HS, care tot așa am luat locul întâi și vom reprezenta județul la faza națională la Sibiu. Cum a fost concursul? Bine. De ce bicicletă? De că e mai economică și nu poluează. Cum te-ai pregătit? Am făcut aproape zilnic, în afară de weekenduri. Am venit să lucrăm în curtea școlii
Emoții ai avut? Puține. Te gândești să mergi mai departe cu bicicleta, poate o carieră ca biciclist? Să sperăm. Tot elevii de la gimnaziul Florea Bogdan au obținut un loc onorabil la un alt concurs de educație rutieră, fiind astfel printre cei mai buni din țară în ceea ce privește cunoștințele de circulație. Am fost la un concurs pe teme de educație rutieră la Târgoviște, unde au fost prezente 18 județe. Școala noastră reprezintă în județul Mureș, unde ne-am clasat pe locul 3. A fost foarte bine, am avut puține emoții la început, dar au trecut pe parcurs. Ce ți s-a părut cel mai greu? Poligonul a fost un pic greu, mi-a fost puțin cam frică, dar l-am făcut. Dar important este că știți să circulați corect. Da, asta este cel mai important. Pregătirile au fost grele? Nu, ne-am străduit din plin și au dat roade. Pregătirile continuă acum pentru că urmează participarea la etapa națională a concursului de educație rutieră pe bicicletă, care va avea loc la Sibiu. Legea zilierilor a fost modificată astfel că din 3 iunie 2015 cei care vor să folosească zilieri pentru activitățile ocazionale trebuie să respecte reguli noi. Printre acestea se numără înființarea unui registru de evidență a zilierilor, transmiterea periodică a datelor către ITM, iar plata se va face la sfârșitul zilei sau a perioadei de lucru. Un zilier nu poate fi angajat mai mult de 90 de zile într-un an calendaristic. Încălcarea acestor reguli poate fi sancționată cu amenzi ce ajung până la 20.000 de lei. Din data de 3 iunie au fost introduse noi reguli pentru zilieri. Modificările la legea numărul 52 din 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri prevăd că angajatorii pot să folosească muncitori de ocazie pentru o perioadă de cel mult 90 de zile într-un singur an calendaristic. În plus, beneficiarul trebuie să înființeze registrul de evidență a zilierilor. Angajatorul este obligat să transmită către Inspectoratul Teritorial de Muncă o copie a registrului, conținând înregistrările din luna precedentă, certificată conform cu originalul. Plata remunerației se realizează la sfârșitul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în registru de către zilier și beneficiar. Pentru situația în care plata remunerației se efectuează la sfârșitul săptămânii sau la sfârșitul perioadei de desfășurare a activității, modalitatea de plată se stabilește prin acordul exprimat în scris între cele două părți. Venitul realizat de zilier sub formă de remunerație pe fiecare beneficiar de lucrări reprezintă venit asimilat salariatului, astfel calculul și reținerea impozitului datorat se efectuează de către beneficiarii de lucrări la data fiecărei plăți a remunerației. Încălcarea acestor prevederi poate fi sancționată cu amenzi ce ajung până la 20.000 de lei. Potrivit noilor dispoziții din lege, se pot presta activități cu caracter ocazional în următoarele domenii: agricultură, vânătoare și pescuit, silvicultură, exploatări forestiere, piscicultură și acvacultură, pomicultură și viticultură, apicultură, zootehnie, spectacole, producții cinematografice și audiovizuale, publicitate, activități cu caracter cultural și manipulări de mărfuri. În ultimele 24 de ore, cea mai vizionată postare de pe jurnaldereghin.ro a fost știrea despre startul sesiunii iunie-iulie a examenului de bacalaureat 2015. Pe locul 2 s-a situat materialul despre cei 10 copii cu nevoi speciale din Reghin, care beneficiază de acum de cursuri gratuite de hipoterapie. Iar pe 3 regăsim știrea despre elevii reghineni care au participat la concursul Educație Rutieră – Educație pentru Viață. Pe pagina de Facebook Dareghin TV, cel mai mare interes l-a trezit știrea despre comisiile din spatele examenului de bacalaureat 2015. Pe locul 2 s-a situat materialul despre sesiunea iunie-iulie 2015 a examenului maturității, iar pe 3 regăsim știrea despre directorii liceelor și școlilor din Reghin, care au ținut să le adreseze încurajări elevilor ce vor susține examene. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldereghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV. Rămâneți alături de Dareghin TV. Marți 9 iunie de la ora 19 puteți urmări emisiunea de muzică populară cu tinere talente Top Air. De la ora 21 urmăriți o ediție specială cu discursurile unor speakeri de valoare din domeniul artei, literaturii și IT prezenți la Reghin în cadrul TEDx. Miercuri 10 iunie de la ora 17 Ghiță Zileriu vă așteaptă la Reghinul în direct. Invitat este psihologul Anca Schenk la o discuție despre vacanța copiilor. De la ora 21 Ovidiu Ilisan realizează o nouă ediție a emisiunii Șahmat.
Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Veți vedea în câteva minute jurnalul economic și cursul valutar, apoi jurnalul de astăzi și știrile din sport, iar la final vom avea și prognoza meteo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută. La revedere! Flozo, sărbătorim împreună. Cu ocazia aniversării a 15 ani de activitate, Flozo demarează o campanie publicitară cu 15 premii special. Comanda ta o șansă de a câștiga ediția a 4-a, în perioada 20 aprilie 2015-9 decembrie 2015. 15 ani de activitate, 15 premii. Premiul 1, un sejur de 3 nopți pentru 2 persoane în orașul Barcelona, în perioada 1-15 martie 2016. Premiul 2, televizor LED Samsung diagonal 116 cm în valoare de 2000 lei. Premiul 3, laptop Asus în valoare de 1600 lei. Și 12 premii constând în ceasuri de mână brand Fossil pentru femei și bărbați. Detalii despre campania promoțională, comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a 4-a, găsiți în locațiile din regie. Strada Gării numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, Strada Gării numerele 4. 8, telefon 0266-342-128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Evora, o nouă locație. Întreaga gamă de produse cu care v-am obișnuit se regăsește în noul magazin deschis. Evora, o nouă locație. Niagara, universul curățeniei tale. Singura spălătorie și uscătorie profesională de covoare cu servicii complete la cele mai mici prețuri. Spălare covoare cu perie monocilindrică, clătire și centrifugare, uscare în 8 ore în uscătorie profesională la doar 5 lei metrul pătrat. Livrare în 24 de ore, indiferent de starea vremii. Transportul este gratuit de la... Minimum 2 litri de lichide. A fost răpită o fetiță de 5 ani, 1,10 m, brunetă.
Când un copil este răpit, fiecare secundă contează. Spune ce ai văzut. Acțiunea ta poate salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Salut, bună! Ce să Marcel, bagajul furat, am venit să-i atenționez pe oameni să nu fie furați. Da, 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 să aveți grijă de el. Cum te cheamă? Bună, ce faci? Vă rog să aveți grijă de bagajele dumneavoastră să nu ajungă ca mine. De altfel și poliția română vă recomandă același lucru. Ai vino iar în gara noastră mică, gândește-te să vezi cât mi-e de frică. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Am regăsit. România ar putea trece la moneda europeană în 2019, deși mai avem multe de făcut pentru ca românii să fie pregătiți să aibă euro în buzunare. Chiar dacă pe hârtie România a îndeplinit toate cerințele Uniunii Europene, guvernatorul BNR rămâne rezervat. Trebuie să putem asigura stabilitatea măsurii în timp, spune Muguri Sărescu. Potrivit Digi24, premierul vrea să trecem la euro în a doua jumătate a anului 2019, atunci când România va prelua și șefia Uniunii Europene. Până atunci însă ar vrea să consulte și populația cu privire la schimbarea monedei naționale. Guvernatorul BNR este mult mai rezervat decât premierul când vine vorba de stabilit termene precise. Muguri Sărescu spune că aderarea la euro trebuie să aibă loc la timpul potrivit. Până atunci, autoritățile ar trebui să rezolve problemele cu infrastructura, șomajul din rândul tinerilor și absorpția încă mică a fondurilor europene. Detaliile privind consultarea populației pentru trecerea la euro trebuie stabilite de președinte. Doar el poate iniția un referendum. Șeful statului a anunțat deja că își dorește consens politic și va avea consultări cu partidele și cu specialiștii BNR pentru a pune la punct o strategie comună. Aderarea la zona euro a fost până acum o țintă mișcătoare. Primul obiectiv a fost ianuarie 2014, dar s-a dovedit nerealist. Apoi autoritățile au sperat să poată trece la euro în 2015, însă nici acest termen nu a fost atins. România a exportat în anul 2013-2014 peste 5,059 de milioane de tone de grâu, în creștere cu 81% comparativ cu anul precedent, când exporturile s-au cifrat la 2,787 de milioane de tone, fiind totodată cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, potrivit unui raport elaborat de Institutul Național de Statistică privind bilanțurile de aprovizionare pentru principalele produse agroalimentare.
Potrivit analizei INS, în anul 2013-2014, atât resursele de grâu și produse din grâu, cât și importurile, au atins nivelul maxim al perioadei analizate, respectiv din anii 2008-2009 și până în 2013-2014. Consumul intern de grâu a totalizat 4,588 de milioane de tone în anul de referință, fiind în creștere cu 11% față de precedentul an. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, știrile economice. Urmează Cursul Valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Astăzi, casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei și 48 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 4 lei. Un franc elvețian a fost vândut astăzi la ghișee cu 4 lei și 28 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 6 lei și 12 bani. Iar pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem din buzunar 1 leu și 45 de bani. De asemenea, astăzi la ghișee s-a cumpărat un euro cu 4 lei și 42 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei și 90 de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 4 lei și 18 bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 6 lei. Pentru 100 de forinți maghiari, casele de schimb valutar au plătit 1 leu și 46 de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 150 de lei și 35 de bani. Bine v-am regăsit! Berbec, e o zi potrivită pentru dialoguri esențiale, dar discuțiile trebuie coordonate cu multă răbdare și putere de concentrare ca să dea roade. Taur, este important să dai dovadă de o minimă flexibilitate în discuții. Dacă vrei totul doar pentru tine, cei din jur vor vedea și vor reacționa. Gemeni, ziua poate fi dificilă dacă insiști să obții clarificări de la partenerii importanți. E indicat să ții cont că fiecare e convins la rândul său că are dreptate. Rac, pot apărea probleme acasă, cel mai probabil din cauza unor neînțelegeri pe care vei dori să le înlături imediat, dar din păcate nu va fi posibil. Leu, ești preocupat de soarta unor proiecte în care s-au implicat apropiații. Este important să fii optimist ca să îi inspiri pozitiv pe cei din jurul tău. Fecioară, poate că situațiile nu mai sunt la fel de inflamabile ca ieri, dar este mai bine să temperezi orice pornire revendicativă, mai ales față de șef. Cu detalii despre următoarele 6 zodii revin imediat. Pentru griji și nevoi, vino la noi! SC Ramina, distribuitor tărâțe Șrot și Floarea Soare. Mălai furajer, furaje pentru pui, concentrate pentru porci, viței, pui. Materiale de construcții, ciment, var, lavabile, rigips, plase sudate, mărfuri industriale, pilote, lejerii de pat, articole de bucătărie și cadouri, toate la cele mai mici prețuri. Reghina, strada Ierbuțeni, numărul 124. Telefon 0746108567 sau 0265512649. SC Ramina, soluția nevoilor tale. Farmacia veterinară ProVet, de 18 ani pe piața produselor de uz veterinar. Din dragoste pentru animale, vă oferim la cele mai accesibile prețuri. Medicamente de uz veterinar, hrană și accesorii pentru animale de companie, furaje concentrate și premixuri medicamentoase pentru animale din gospodărie, produse hormonale, antiparazitare interne și externe, dezinfectante pentru adăposturi. De luni până vineri între orele 8-19, sâmbăta între orele 8-15. Informații la telefon 0265 511 845. Guard Express. Pază și protecție prin personal specializat.
monitorizarea sistemelor electronice de securitate, consultanță de specialitate și servicii de protecție personală. Pentru siguranța casei dumneavoastră. Guard Express. Pază, monitorizare, intervenție. Northern Lor vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lor asigură transport gratuit în reghin și în împrejurim. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lor vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lor, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. Continuăm previziunile astrale pentru miercuri. Balanță. Nu ți-e ușor, mai ales dacă ai primit responsabilități noi sau ai schimbat locul de muncă. Dar știi că este nevoie să faci aceste eforturi fără să te plângi. Scorpion. Este bine să îți folosești intuiția chiar dacă ți se pare că ai dat dovadă de slăbiciune. Lucrurile sunt fluide, pot fi schimbate, trebuie doar să știi cum. Săgetător. Ești în viteză, dornic să experimentezi cât mai multe și să intri în contact cu oameni noi. Este un lucru bun dacă nu-ți consumă resursele strategice, adică cele pe care le păstrezi pentru lucrurile și situațiile cu adevărat importante. Capricorn. Predispozițiile acestei zile ți se potrivesc foarte bine pentru că invită la efort și concentrare. Poate fi necesar să dai dovadă de ceva mai multă bunăvoință în familie. Vărsător. Este nevoie de sinceritate, dar nu una mimată. Chiar dacă te pricepi la asta, poate ești convins că nimeni nu-ți poate cere să spui ce gândești, dar ar fi bine să o faci de bunăvoie. Pești. Vei găsi motive să te întristezi sau să te bucuri, semn că ești coordonatorul principal al propriei vieți. Ai de ales și știi foarte bine ce îți este util și ce nu. Acestea au fost previziunile astrale pentru miercuri. Sunt Crina Casoni, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Găsit la știrile din sport, Dan Petrescu a condiționat semnarea angajamentului cu ASEA de aducerea unor fotbaliști de valoare cu care să se bată la titlu, dar și de rămânerea la Târgu Mureș a jucătorilor de bază din ediția trecută a Ligii 1. Pe lista celor propuși se află fostul rapidist Daniel Niculae, Gigel Bucur, Bănel Nicoliță și portarul Lupilor Galbeni, Pesania.
ASEA Târgu Mureș vrea să aducă nume mari în echipă. Fostul internațional Daniel Niculae este cea mai recentă noutate de pe lista de achiziții. Ex-rapidistul este dorit cu insistență atât de noul antrenor Dan Petrescu, cât și de viitorul manager general Bogdan Mara, fostul său coleg de platou în studioul DigiSport, scrie sportulmureșan.ro. Niculae este privit drept soluția ideală pentru compartimentul ofensiv al roșalbaștrilor, în condițiile în care vârfurile folosite în sezonul trecut nu au dat satisfacție. Cu 39 de prezențe naționale și 9 goluri marcate, Niculae a anunțat că nu va continua cu Rapid în Liga a doua și a refuzat deja o mutare la Astra Giurgiu. Daniel Niculae, care va împlini în octombrie 33 de ani, are și alte oferte din țară, una dintre ele aparținând nou promovatei ACS Poli Timișoara. Dacă varianta Niculae pică, șefii ASEA au la îndemână și transferul lui Gigel Bucur, care își încheie vara aceasta contractul cu rușii de la Cuban Krasnodar. Transferul ar fi însă destul de costisitor, chiar dacă fostul golgheter al Sportului Studențesc și al Politehnicii Timișoara a împlinit în aprilie 35 de ani. Bucur are la rândul lui 26 de apariții în prima reprezentativă, pentru care a înscris de 4 ori. Un alt nume vehiculat între noile achiziții este cel al lui Bănel Nicoliță. Mijlocașul de 30 de ani a avut discuții cu Mirel Rădoi pentru o reîntoarcere la Steaua, dar se află și pe lista noului antrenor al vicecampioanei, Dan Petrescu. Bursucul îl consideră pe Nicoliță varianta ideală de a acoperi oricare din cele două benzi ale terenului, recunoscută fiind capacitatea de efort a celui care a jucat de 3 ori consecutiv în grupele Champions League. Bănel Nicoliță este liber de contract după ce și-a încheiat angajamentul cu Viitorul Constanța și așteaptă și ofertă din străinătate. Bănel Nicoliță a evoluat la Steaua timp de 6 sezoane, cucerind 2 titluri. De asemenea, mijlocașul de bandă are 33 de selecții în prima reprezentativă a României, pentru care a marcat un gol. Dar lista numelor noi nu se încheie aici. Peterson Pesania și-a încheiat contractul cu Petrolul, fiind ofertat de vicecampioana ASEA Târgu Mureș. Deportarul de 35 de ani s-au arătat interesate Steaua și FC Voluntari. Însă brazilianul este dispus să se alăture proiectului demarat de noul antrenor al ASEA-ului. Venirea sa la Târgu Mureș este destul de probabilă în contextul în care Edi Stăncioiu ar putea reveni la CFR Cluj. Există și posibilitatea să fie păstrați ambii portari. Însă e greu de crezut că aceștia ar accepta statutul de rezervă, ținând cont de prestațiile foarte bune pe care le-au avut în campionatul recent încheiat, potrivit ziariștilor de specialitate. Pesania a evoluat în sezonul trecut în 31 de meciuri pentru Petrolul, fiind unul dintre cei mai apreciați fotbaliști ai lupilor galbeni. Reghin TV continuă campania Da pentru Sport, în care sunt promovați fotbaliștii clubului Best Kids Reghin. Astăzi îi vom cunoaște împreună pe Gomke Tömark și Petru Gabriel Păcurar. Bun găsit tuturor! Campania Da pentru Sport aici la Da Reghin TV continuă cu doi viitori mari campioni. Trebuie să fie adevărate spusele mele, pentru că stau de vorbă și rog acum să se prezinte. Cum te numești? Marc. Marc și numele de familie? Gomkete. Gomkete. Bun, am pronunțat și eu. Iar tu? Păcura Petru Gabriel. Bun, perfect. Așa, Marc și Gabriel. Câți ani ai și la ce școală ești? 7. 7 ani. Și la școală? 5. La generală 5? Da. Bun, perfect. Uite că ne-am înțeles. Și tu? La școală, la Gliga și... Câți ani ai? 6 ani. Fantastic. Da, bun. Acum să vă întreb, dați-vă seama vârsta lor, nu mai repet, de câți ani jucați voi fotbal? Tu de câți ani joci aici? A 2. 2 ani. Deja de 2 ani. Și tu? De 2 ani. De 2 ani. Fantastic, nici nu știam cum se... că există minge probabil la acea vârstă și mulți dintre noi la fel. Pe ce poți joci tu? Pe mijlocaș. Mijlocaș. Și îți place să pasezi? Da. Să dai, și dai și gol? Da. Dai și gol și pasă și gol? Da. Bun, perfect. Și tu? Tot mijlocaș. Mijlocaș. Bun, pe tine te întreb altceva. Reușești să oprești atacurile? Pac, pui piciorul și le sufli mingea? Da. Da, ești hotărât? Da. Perfect, așa. Nu știu, acum la vârsta voastră e greu de explicat, dar vă place aici? Cum vă înțelegeți cu colegii din echipă? Sunteți prieteni? Vă bucurați? Cum merge? Bine. Bine? Da? Da. Ești prieten cu ei? Da. Te înțelegi bine? Da. Bun.
Tot așa, bine. Și cu domnii antrenori, cum vă mai ceartă așa când greșiți? Mai strigă puțin așa? Nu ne aude nimeni? Ha? Bine. Da? Câteodată. Câteodată. Da, e bine ceea ce zic ei? Să vă învățați? Vedeți că faceți mai bine dacă îi ascultați pe ei? Da. Da? Da. 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 Perfect. Acum, am ajuns și la momentul ăsta. Un jucător mare care îți place ție? Un jucător. Dacă îți amintești, la care te uiți tu la televizor? Ronaldo. Ronaldo, bun. Și o echipă mare, la ce echipă ai vrea tu să joci? Crești mare, fotbalist, și să te duci undeva, unde să joci? ASEA. ASEA, asta îmi place, bun. Aici să știi că se vede. Bun, și la tine? Tot Ronaldo. Și echipa? Real. Real Madrid, bun, e în regulă. Dar principalul este, uite, că avem un viitor mijlocaș la ASEA. Acum, la școală, cum merge? Că trebuie și școală, trebuie să și veniți, să vă și pregătiți, puțin mai greu, așa, mai trebuie și puțină joacă. Cum merge? Bine la școală? Da. Cu notele stați în regulă? Da. Da? Și tu? Toată, bine. Da, bine. Știți de ce zic asta? Că trebuie școală neapărat, fără școală nu o să puteți să mergeți mai departe. Nu ajungeți fotbaliști fără școală? Asta niciodată nu trebuie să lăsați din mână. Bun. Măi, eu nu știu, la anii voștri, mă bucur că, uite, de 2 ani deja jucați fotbal și sper să reușiți să mergeți mai departe. Acum, când reușiți voi așa să dați, nu știu, între pe amândoi, dacă el are mingea și tu ești liber, el merge să dea gol sau ți-o pasează ție? Pasează ție? Da. Știe deja să paseze? Și tu la fel? Mă, și când intrați pe teren, pentru că sunteți mijlocași, vă e frică vouă, așa, când vedeți că ce, poate e unul mai înalt ca tine, mai solid. Ți-e frică vreodată? Nu. Nu? Tu? Câteodată. Câteodată, dar nu mai trebuie să pui frica aceea deoparte. Nu ai voie. Dar bun, deci ideea este că eu vă doresc mult succes, să aveți grijă de voi, să nu vă accidentați în primul rând, și să ascultați pe domnii antrenori, că întotdeauna o să vă vea binele. Dar școala să fie pe locul întâi. Că după aceea vin toate, da? Bun. Mult succes! Mult succes! Marc, da? Da. Ok, bine. Și ție la fel. Gabriel. Bun. Deci Marc și Gabriel, Gomköte Marc, da? Am pronunțat corect. Și Petru Gabriel Păcurar, invitații mei de astăzi, au vârste extrem de fragede, incredibil, dar iată, fac fotbal. Și fotbal în mod organizat aici la Best Kids, ceea ce e un lucru benefic. Sunt Ghiță Zileru, până la o nouă întâlnire aici la Da pentru Sport, în cadrul acestei campanii viitori mari sportivi ai României. Numai bine! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Mihaela Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! V-am regăsit. Miercuri vom avea parte de ploi slabe. Termometrele vor indica valoarea de 22 de grade Celsius în Reghin, iar în Târgu Mureș 23. Pentru Ludu și Iernu sunt prognozate 27 de grade. 22 vor fi în Sighișoara și în Batoș, 21 în Sovata, iar în Stâncen vor fi 20 de grade. Și în afara județului nostru se anunță o zi ploioasă. În Brașov sunt prognozate 18 grade Celsius. 23 vor fi în Bistrița, 21 în Sibiu, iar în Cluj-Napoca sunt prognozate 24 de grade. Pentru Alba Iulia, termometrele vor indica valoarea de 25 de grade Celsius. În București, cerul va fi mai mult noros, temperatura maximă fiind de 28 de grade. Miercuri noaptea, cerul va fi parțial noros. În Reghin, termometrele vor indica valoarea de 11 grade, iar în Târgu Mureș 12. Joi, soarele va fi prezent pe cer. Temperatura maximă prognozată în Reghin va fi de 25 de grade, în timp ce la Târgu Mureș sunt prognozate 27. Doamnelor și domnilor, jurnalul de vreme se încheie aici. Sunt Andrada Șerban, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! We'll be right back.
peste 20 de ani de experiență, am crescut la nivel național și internațional alături de clienții și colaboratorii